Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Itinerar Biblic. Stimați ascultători, vă prezentăm programul Itinerar Biblic, inspirat din comentariile pastorului John Vernon McGee, adunate în colecția Through the Bible. Adaptare și prezentare, Pastor Sorin Covaci. Ascultători, suntem din nou în fața Cuvântului lui Dumnezeu, care descrie de această dată o întâlnire specială între Dumnezeu și un om special, Moise. Unul din lucrurile care trebuie să ne rețină atenția este acela că Moise reacționează asemenea celor mai mulți dintre noi în astfel de momente. Biblia nu încearcă să ne prezinte numai personaje pozitive în cele mai bune momente ale lor. Biblia este o carte care prezintă viața în toată complexitatea ei iar personajele ei sunt oameni a căror mare merit este acela că au dat voie Duhului Sfânt să schimbe viața lor. Am spus au dat voie, cu toate că la începuturi nu a fost un lucru ușor. La fel se întâmplă și cu Moise, care după ce petrece 40 de ani ca prinț al Egiptului, încearcă prin propriile eforturi să elibereze pe frații lui evrei din captivitatea egipteană. Aici se izbește însă tocmai de împotrivirea fraților săi și după ce o un egiptean este nevoit să fugă în deșert pentru a se ascunde de faraon. Pe lângă faptul că se căsătorește și are doi copii, Moi se trece prin profunde prefaceri, toate dirijate într-un anume sens de Dumnezeu, care îl pregătea pentru unul din cele mai importante evenimente din istoria poporului evreu, ieșirea din Egipt. Moise petrece 40 de ani în Madian și acum a venit timpul să se întoarcă în Egipt pentru a face ceea ce dorea cu 40 de ani mai înainte. Numai că acum, când Dumnezeu este cel care încredințează acest mandat, Moise vrea să dea înapoi. Acesta este punctul în care am ajuns cu studiul nostru. Suntem la capitolul 4 al cărții Exod și vom vedea modul în care ajunge Moise în cele din urmă la poporul evreu pentru a-l pregăti pentru ieșirea din Egipt. Dar până la acel moment mai sunt anumite lucruri care trebuie să se întâmple. Mai sunt anumite lucruri care îl privesc direct pe Moise. După cum ne aducem aminte, el se întâlnește cu Dumnezeu în deșert și acolo Dumnezeu îi explică întregul plan cu privire la scoaterea poporului din robie. Însă Moise nu pare a fi atât de încântat. Moise a răspuns și a zis, iată că n-au să mă creadă, nici n-au să mă asculte, ci vor zice, nu ți s-a arătat Domnul. Vedeți? Moise avea deja o experiență cu poporul. El mai încerca să odată să scoată poporul, numai că nu a fost așa cum s-a așteptat el. El încă plătea tribut trecutului. Este foarte interesant modul în care ne raportăm trecutului și experiențelor noastre trecute. Se întâmplă adesea că atunci când Dumnezeu intervine în viețile noastre, nu ne este atât de ușor să facem acest pas al credinței spre viitor, dar Dumnezeu este plin de bunătate și El ne acordă mereu sprijinul Lui. În ce privește pe Moise, pentru el are un mod mai special de a-l asigura de sprijinul Lui. Domnul i-a zis, ce ai în mână? El a răspuns, un toiag. Toiagul era cel mai obișnuit lucru pentru un păstor. Dumnezeu folosește mereu lucrurile obișnuite pentru a ne atrage atenția asupra ajutorului pe care ni-l oferă. Observați numai ce se întâmplă cu toiagul lui Moise. Domnul a zis, aruncă-l la pământ. El a aruncat la pământ și toiagul s-a prefăcut într-un șarpe. Moi se fugea de el. Principiul pe care Dumnezeu îl prezintă aici este unul foarte important. Toiagul, așa cum spuneam, era un lucru obișnuit pentru un păstor. Era unealta lui. Toiagul era de obicei astfel îndoit la un capăt, ca atunci când o oaie nu stătea la un loc cu celelalte, el să o poată prinde cu toiagul acesta. Deci, era ceva de ce se putea ajuta. Numai că acum, Moise este cel ce fuge de toiagul lui. Cu alte cuvinte, același lucru poate fi un sprijin, un ajutor, sau poate fi un pericol. Dumnezeu îi atrage atenția lui Moise în felul acesta că experiențele trecutului pot fi un ajutor, poți învăța din ele. Sau, pot fi un pericol, pot fi o piedică în calea dezvoltării tale. Ele te pot împiedica să mai acționezi sau anumite deprinderi pe care le ai, incorrecte fiind, s-ar putea să fie piedici serioase în dezvoltarea ta, în lucrurile viitoare. Moise se temea încă de experiențele lui trecute. Dumnezeu vrea să-i spună că aceste experiențe, folosite după sfatul lui, vor fi în continuare un ajutor pentru el. Dar mai este o lecție pe care i va prezenta Dumnezeu. Versetele 6 și 7 Domnul i-a mai zis, bagă-ți mâna în sân. El și-a băgat mâna în sân, apoi a scos-o și iată că mâna îi se acoperise de lepră și se făcuse albă ca zăpada. Domnul a zis, bagă din nou mâna în sân. El și-a băgat din nou mâna în sân, apoi a scos-o din sân și iată că mâna se făcuse iarăși cum era carnea lui. Aceasta este o nouă manifestare a puterii lui Dumnezeu și din nou este o lecție pentru Moise. Mâna reprezenta îndemânarea, ori să nu uităm că Moise avea aptitudini clare de lider. El fusese crescut pentru a deveni rege al Egiptului. Avea cam tot ce îi se putea cere la cea oră unui rege. Era plină a lumii de atunci. Însă, ca și acum, înțelepciunea lumii neatinsă de Dumnezeu, nesupusă lui Dumnezeu, este o înțelepciune uscată, periculoasă. Atunci însă când Dumnezeu se atinge de ea, devine curată, după voia lui. Dar mai are Domnul un semn pentru Moise. Dacă nu te vor crede, a zis Domnul, și nu vor asculta de glasul celui din tâi semn, vor crede glasul celui de-al doilea semn. Dacă nu vor crede nici aceste două semne și nu vor asculta de glasul tău, să iei apă din râu și să o torn pe pământ, și apa pe care o vei lua din râu se va preface în sânge, pe pământ. Cu toate acestea, Moise se simte încă nepregătit să meargă la faraon așa cum i-a cerut Dumnezeu. El simte că nu poate vorbi așa cum ar fi vrut sau cum ar fi trebuit să vorbească. De aceea, el continuă această pledoarie înaintea lui Dumnezeu. Moise a zis Domnului, Ah, Doamne, eu nu sunt un om cu vorbirea ușoară și cu surul acesta nu-i nici de ieri, nici de-al ieri, nici măcar de când vorbești tu, robului tău, căci vorba și limba mi este încurcată. O, Doamne, cât de repede găsim noi scuze când este vorba să facem voia Ta. Uităm cine ne-a creat, cine ne dă tot ce avem, cine ne face ceea ce suntem. Am fi oare ceva? Am avea oare ceva dacă n-ai fi Tu? Cu siguranță nu. Nu numai moi să uita lucrul acesta. Și noi îl uităm în repetate rânduri. Este greu să ne imaginăm că nu am putea face fără Dumnezeu nimic, pentru că tot ce facem este prin El, Acum, nu este chiar rău să ai o părere umilă despre tine însuți, cu condiția ca ea să fie una sinceră. Una care să nu te împiedice atunci când Dumnezeu vrea să te folosească. Atunci când recunoști că nu poți face mare lucru de unul singur, te lași mai repede folosi de Dumnezeu. În ceea ce îl privește pe Moise, Dumnezeu are toate detaliile puse la punct. Domnul i-a zis, cine a făcut gura omului? Și cine face pe om mut sau surd, cu vedere sau orb? Oare nu eu, Domnul? Du-te, dar! Eu voi fi cu gura ta și te voi învăța ce vei avea de spus. Vedeți, când ne cheamă Dumnezeu, cred că nu avem nicio scuză veritabilă. Nu avem pentru că nu este nimic peste care El să nu aibă putere sau la care El să nu se fi gândit. Noi nu putem surprinde pe Dumnezeu. Singurul loc unde Dumnezeu nu intervine este voința noastră. Ori, tocmai acesta era problema lui Moise. Moise a zis, Ah, Doamne, trimite pe cine vrei vrea tu să trimiți. Aici recunoaște Moise adevărata problemă. El nu vrea să meargă acolo unde îl trimite Dumnezeu. El spune cu alte cuvinte, Doamne, pe cine vrei tu să trimiți, dar nu pe mine? Moise încă mai purta cu el amărăciunea nereușită anterioară, atunci când mersese singur. De aceea el vrea ca altcineva să meargă în locul lui. Cu alte cuvinte îi spune lui Dumnezeu, Doamne, trimite pe altcineva. Eu nu vreau să mai merg la poporul acesta care m-a respins odată. Dar răspunsul lui Moise are menirea să-l supere pe Dumnezeu. Atunci, Domnul s-a mâniat pe Moise și a zis, Nu-i oare acolo fratele tău, Aron, levitul? Știu că el vorbește ușor. Iată că el însuși vine înaintea ta și când te va vedea, se va bucura în inima lui. Tu îi vei vorbi și vei pune cuvintele în gura lui. Și eu voi fi cu gura ta și cu gura lui. Și vă voi învăța ce veți avea de făcut. El va vorbi poporului pentru tine, îți va sluji drept gură și tu vei ținea pentru el locul lui Dumnezeu. Oare avea Dumnezeu motive să se supere pe Moise? Cu siguranță. Are Dumnezeu motive să se supere pe noi adesea? Da, are. Neascultarea este prezentă în natura noastră. Avem această pornire interioară de a refuza ceea ce vine din partea lui Dumnezeu, deși este cel mai bun lucru ce ni se poate întâmpla. În cazul lui Moise, Dumnezeu voia să-l folosească numai pe el pentru această mare și importantă acțiune, dar Moise nu vrea să asculte. Atunci Dumnezeu apropă și implicarea fratelui lui Moise, Aron, numai că Dumnezeu știa prea bine ce o să se întâmple la un moment dat, atunci când Moise o să fie plecat din mijlocul poporului. Acum Dumnezeu aprobă ca Aron să-l ajute pe Moise, dar Moise va fi cel care va avea autoritatea. Ia-n mânătoiagul acesta cu care vei face semnele. Moise a plecat și când s-a întors la socrul său, Ietro, i-a zis, Lasă-mă, te rog, să plec și să mă întorc la frații mei care sunt în Egipt ca să văd dacă mai trăiesc. Ietru a zis lui Moise, du-te în pace. Domnul a zis lui Moise în Madian, du-te, întoarce-te în Egipt, căci toți cei ce umblau să-ți ia viața au murit. Iată momentul întoarcerii lui Moise în Egipt. Deja trecuseră 40 de ani de când fugise în Madian. Faraonul care încercase să omoare pe Moise murise și acum era un altul, un alt faraon. Moise și-a luat nevasta și copiii, i-a pus călări pe măgar și s-a întors în țara Egiptului. Și-a luat în mână toiagul lui Dumnezeu. Domnul a zis lui Moise, plecând ca să te întorci în Egipt, vezi toate minunile pe care ți le pun în mână să le faci înaintea lui Faraon. Eu îi voi împietri inima și nu va lăsa pe popor să plece. Moise plecase singur din Egipt, iar acum, iată, se întorcea cu întreaga familie. Aici primește primele detalii asupra modului în care Dumnezeu va lucra printre egipteni și izraeliți. În ceea ce privește împietrirea inimii lui Faraon, trebuie spus că a fost mereu unul din versetele care au stârnit controverse sau întrebări. O să revenim asupra lui la momentul în care va fi vorba de urgiile prin care va trece Egiptul. Iată acum primul mesaj pe care Moise trebuie să-l ducă lui Faraon din partea lui Dumnezeu. Tu vei zice lui Faraon, Așa vorbește Domnul. Israel este fiul meu, întâiul meu născut. Îți spun: lasă pe fiul meu să plece ca să-mi slujească. Dacă nu vrei să-l lași să plece, voi ucide pe fiul tău, pe întâiul tău născut. Este o avertizare foarte directă. Mai aveau să treacă prin multe, egiptenii, până când se va întâmpla acest lucru, dar în cele din urmă la aceasta se va ajunge. Probabil nici faraon nu a vrut să facă mare lucru când au fost celelalte urgii sau plăgi, știind că nu sosise limita. Acum iată încă unul din pasajele asupra cărora înțelegerea noastră este la discreția Duhului Sfânt. În timpul călătoriei, într-un loc unde a rămas Moise peste noapte, l-a întâlnit Domnul și a vrut să-l omoare. Sefora a luat o piatră ascuțită, a tăiat prepuțul fiului său și l-a aruncat la picioarele lui Moise zicând, Tu ești un sos de sânge pentru mine și Domnul l-a lăsat. Atunci a zis ea, soț de sânge, din pricina tăierii împrejur. În ceea ce îl privește pe Moise, să se poate observa din nou împotrivirea lui față de ceea ce i-a încredințat Dumnezeu să facă. El a neglijat unul din lucrurile foarte importante pentru poporul evreu, circumcizia fiilor săi. Circumcizia era unul din semnele legământului pe care Dumnezeu îl făcuse cu poporul evreu încă pe când era Avram în viață. Moise a dat dovadă de neascultare aici și Dumnezeu folosește o situație limită pentru a-l învăța ascultare. Dar pentru a înțelege mai bine despre ce este vorba, trebuie să ne întoarcem puțin mai în urmă, la momentul în care se fuge din Egipt. Știm că el fuge în Madian. Madianiții erau urmașii ai fiilor pe care Avram i-a avut cu ultima lui soție, Chetura. În ceea ce privește religia lor, ea era monoteistă. Nu erau idolatri, ci se închina unui singur Dumnezeu. Acesta este motivul pentru care Moise s-a simțit foarte bine acolo. Moise se împrietenește foarte bine cu preotul Madianului, cu a cărui fică se și căsătorește în cele din urmă. Este vorba de Ietro, care este și preot în Madian. Dumnezeu binecuvântează familia lui Moise, și atunci când el se simțea singur în Madian, Dumnezeu îi dorește un fiu, pe Gershom. Din păcate, în căznicia lui Moise apare o problemă. Dumnezeu îl cheamă și încredințează o misiune importantă, eliberarea poporului evreu. Faraonul care căutase să ia viața murise și acum nu mai era niciun pericol pentru el în Egipt. se pleacă către Egipt, dar pe drum Dumnezeu caută să-l omoare. De ce oare? Care este motivul? Moise a neglijat să-i taie împrejur pe fiii săi. De ce este atât de importantă circumcizia? Păi, dacă ne aducem aminte, ea a fost poruncită de Dumnezeu lui Avram atunci când i-a promis formarea poporului ar cărui strămoș va fi. În acea promisiune era inclusă și o țară pe care Dumnezeu promite că le-o va da. Ori, Moise este chemat tocmai pentru acest lucru, tocmai pentru împlinirea acestui act. El ar fi trebuit să știe ce semnifica actul circumciziei circumcizia sau tăierea împrejur era valabilă pentru fiecare membru al poporului ca semn al încrederii lor în Dumnezeu. În Geneza, capitolul 15, versetul 6, Psalmul 4, versetul 3, în Epistola către Galaten, capitolul 3, versetul 6, găsim scris că Avram a crezut pe Dumnezeu și lucrul acesta i-a fost considerat ca neprihănire. Isaac și Iacov au urmat exemplul tatălui lor, ei erau evrei prin naștere, iar circumcizia era semnul acestui lucru. Din partea lor era un semn al credinței lor în Dumnezeu, care făcuse asemenea promisiuni părinților lor. Era semnul că alegeau să intre în acel legământ. Era o evidență a credinței lor. În ceea ce o privește pe Sefora, se pare că ea nu împărtășea aceeași opinie cu privire la circumcizie, iar Moise nu insiste să schimbe ceva, Poate că nici el nu considera că este ceva important. Mai mult, probabil că el nu voia să aducă niciun prejudiciu căsniciei lui, ceea ce este lăudabil, ceea ce este de apreciat într-un anume sens. Dar atunci când este vorba de lucrurile lui Dumnezeu, de poruncile lui, de cerințele lui, cred că prioritățile trebuie să fie foarte bine stabilite și întreaga familie să acționeze în spiritul prescripțiilor divine. Un alt aspect este acela că Moise credea că Dumnezeu va trece cu vedere acest act al neascultării. În cele din urmă Moise era acum o persoană importantă, avea o misiune importantă dată chiar de Dumnezeu. Cred că este o lecție pentru noi. Indiferent de importanța misiunii noastre, ceea ce facem pentru Dumnezeu, ascultarea trebuie să fie totală în toate sectoarele vieții. Așa cum o să vedem la un moment dat, un om al lui Dumnezeu dă dovadă de o ascultare totală. Este vorba despre Neemia. El a fost chemat de Dumnezeu să reconstruiască Ierusalimul. Această misiune venea după un moment dramatic din viața poporului evreu, atunci când Dumnezeu îi pedepsește pentru neascultarea lor. Ca urmare a acesteia, ei ajung robi, iar Ierusalimul a fost pustii de armatele dușmane. Neemia, ales de Dumnezeu, se întoarce la Ierusalim și organizează refacerea orașului și a națiunii. Dar la un moment dat, pe când lucrările erau aproape de terminare, Inamicii lui întind o cursă. Ei îl amenință cu moartea, iar alții îl sfătuie să intre în altar. Vedeți, nimeni nu avea voie să intre în altar, cu excepția marelui preot, odată pe an, când făcea ispășirea pentru popor. Neemia s-ar fi putut considera îndreptățit să intre în locul acela. În cele din urmă era un om ales de Dumnezeu, care avea o misiune foarte importantă încredințată de Dumnezeu. În cele din urmă, el era necesar. Dumnezeu avea nevoie de el. Dar nu acesta este și raționamentul lui. Pentru el, ascultarea de Dumnezeu este mai importantă chiar decât viața lui. Este un act de credință din partea lui, că atunci când stăm în ascultare de Dumnezeu, el onorează ascultarea noastră. Aceeași ascultare se aștepta și de la Moise și se așteaptă de la fiecare dintre noi. În ceea ce îi privește pe Moise și Sefora, atunci când Moise este în situație de criză. Când el se afla în pericol de moarte, ea este aceea care face circumcizia băieților. Este, deci, un act de credință din partea ei. Este nevoie, uneori, să trecem prin situații dificile, complicate, pentru a ajunge la credința pe care am putea să o avem și în situații obișnuite. Dragii mei, ajungem adesea în situații limită și suntem intrigați cu privire la modul pentru care este nevoie să trecem prin aceste dificultăți. Nu știm de ce le îngăduie Dumnezeu. Nu cred că este vorba despre o lipsă de dragoste din partea Domnului, ci este vorba despre iubirea lui care vrea să ne aducă la ascultare. Doarece ascultare este aceea care ne asigură bine cuvântările lui Dumnezeu. Să mergem însă mai departe, pentru că atunci când este împlinit ceea ce Dumnezeu se aștepta să fie împlinit, Moise este lăsat să plece mai departe. Mai mult, Dumnezeu, așa cum i-a promis, îl trimite înaintea lui pe Aron. Acesta vine și îl întâmpină pe Moise. Domnul a zis lui Aron, du-te înaintea lui Moise în pustie. Aron a plecat, a întâlnit pe Moise la muntele lui Dumnezeu și l-a sărutat. Iată că Aron este unul care are și el o relație cu Dumnezeu. Dumnezeu făcuse deja pregătirile pentru salvarea Israelului. Aron era deja pregătit atunci când Moise respinge invitația lui Dumnezeu de a merge în Egipt, Dumnezeu nu lasă niciun detaliu nerezolvat. Dacă Moise avea nevoie de Aron, Dumnezeu l-a avea deja pregătit. Acum, prieteni dragi, când suntem la dispoziția lui Dumnezeu, resursele nu sunt o problemă pentru el. El aduce în viața noastră tot ce avem nevoie și toate lucrurile necesare împlinirii voii lui. Dumnezeu face din Moise și Aron un cuplu care va lucra după voia lui. Este adevărat că Aron nu va fi întotdeauna așa cum vrea Dumnezeu, dar atunci când o asociere este făcută de Dumnezeu, lucrurile nu pot să stea decât așa cum vrea El. Moise a făcut cunoscut lui Aron toate cuvintele Domnului care îl trimisese și toate semnele pe care îi poruncise să le facă. Moise și Aron și-au văzut de drum și au adunat pe toți bătrânii copiilor lui Israel. Aron a istorisit toate cuvintele pe care le spusese Domnului Moise și Moise a făcut semnele înaintea poporului. Poporul a crezut. Astfel au aflat că Domnul cercetase pe copiii lui Israel, că le văzuse suferința. Și s-au plecat și s-au aruncat cu fața la pământ. Iată ce înseamnă să fii în planul lui Dumnezeu. Nu a fost nevoie de atâta persoasiune din partea lui Moise și Aron, pentru că Duhul lui Dumnezeu era acela care îi însoțea și Duhul lui Dumnezeu era acela care comunica prin ei. Și atunci când Duhul lui Dumnezeu o face, este putere. Dragii mei, fie ca acest Duh al lui Dumnezeu să ne comunice și nouă ceea ce vrea Dumnezeu de la noi, și oare ce vrea El altceva decât ascultare, fie ca ea să fie pe deplin. Muzică. Se încheie episodul produs și pus la dispoziție de Transol Radio România. Vă anunțăm că suntem interesați de efectele sale în viața dumneavoastră. De asemenea, că puteți solicita copii ale episoadelor în format MP3 sau materialele scrise în format electronic. Contactați-ne la telefonul 021-346-2468 sau prin e-mail la adresa radioarondtwr.ro Vă mulțumim! Itinerar a biblic. Itinerar a biblic. Itinerar biblic.